Barcelona era clar primă favorită, conform cotațiilor la pariuri, conform cotațiilor hârtiei, atunci la momentul 7 mai 1986. Însă, Steaua n-a ținut cont de acest lucru. Era un elan tineresc. Cum ați abordat partida? Am abordat-o cu multă încredere, în primul rând, pentru că am avut niște rezultate foarte bune până am ajuns acolo și am făcut câteva meciuri foarte bune și acest lucru ne-a dat multă încredere. Sigur că era un meci greu, sincer, nu ne gândeam că va fi ușor, asta e clar. Știam că va fi foarte greu, mai ales că ei jucau într-un fel acasă, însă fiind ca o familie, în primul rând asta a fost Steaua în acea perioadă, ca o familie cu niște părinți extraordinari, și aici mă refer la domnul Ienei, la domnul Ordănescu, la domnul Ion Alexandrescu, care au fost întotdeauna lângă noi și ne-au îndrumat foarte bine în ceea ce aveam de făcut, iar noi atât pe teren cât și în afara lui am demonstrat că suntem niște oameni uniți și la bine și la greu. Bine, noi am plecat încrezători, sigur că după rezultatele pe care le-am obținut în acea campanie și după jocul pe care l-am prestat, puteam emite pretenții pentru câștigarea trofeului, indiferent de adversarul pe care îl întâlneam la acea oră. Normal că plecau cu prima șansă, jucau în Spania, dar asta nu însemna că jucătorii noștri ar fi avut, eu știu, acel trac de care se tot vorbește în fotbal. Până la urma urmei eram considerați outsider, nu aveam aproape nimic de pierdut, așa gândeam noi atunci. Și iată că în aceste meciuri, adică finale, câteodată pot apărea și surprize. Nu face decât să ne bucurăm de faptul că am reușit acest lucru, întâlnind o echipă care era foarte puternică și care juca, sigur, în țara lor, în fața propriilor suporteri. Am întâlnit o echipă foarte puternică atunci, la momentul respectiv, dar noi nu ne-am temut chiar deloc, pentru că aveam experiență în meciurile internaționale, mai ales eu, pentru că am jucat la Craiova împotriva unor echipe puternice. La 18 ani, de exemplu, jucam contra Leeds United, la Dinamo în 1980, contra lui Inter Milano, deci aveam cât de cât experiență, plus la loturile naționale și olimpice. Deci aveam cât de cât experiență. Dar pe asamblu, echipa nu, pentru că am văzut meciurile lor de calificare și nu ne-am temut, normal, mai ales că am jucat și pe terenul lor, pe teren străin, dar să știți că și ne-au transmis antrenorii ce am realizat noi, am reușit cât de cât să-i, după primul sfert de oră vigilios, să vină ei după, să le facă ei nou marcaj. Echipele pe care le-am eliminat au fost echipe foarte bune din campionatul Europei și jocul pe care l-am practicat noi și rezultatele ne-au făcut ca să ajungem în această finală și chiar pot să spun că am câștigat-o pe merit, zic eu, revăzând-o atunci. Nu ne-am dat seama, dar revăzând-o ne-am dat seama că nu am fost cu nimic mai prejos decât echipa FC Barcelona. Să nu uităm că și acesta este un lucru foarte important, că echipa Steaua București am jucat după ce am câștigat acel trofeu, încă o semifinală de Cupa Campionilor și încă o finală, deci fără lipsă de modestie am reușit să dominăm cam 3 ani de zile fotbal european. Steaua a jucat atunci practic pe teren străin. Barcelona, chiar dacă venea din Catalunia, a jucat în Spania și stadionul a fost un fel de al 12-lea jucător. A fost presiune, a fost gălăgie, cum s-a întâmplat? A fost un vacarm de nedescris. Erau 50.000 de fani barcelonezi. Noi aveam o mică galerie formată din 1.000 de persoane, așa știam în acel moment, dar destul de gălăgioasă, pentru că se auzea galeria noastră, mai ales când scanda Ducadam, când el apăra penaltiurile și
se auzea în dita mai stadionul de acolo din Sevilla. Au fost multe emoții, asta e clar, și acum mi-aduc aminte că am avut foarte multe emoții. Aproape tot meciul, dar erau emoții firești, era pe undeva normal. Pentru prima dată ne-am întâlnit cu o finală de Cupa Campionilor Europeni, jucam pentru a fi cei mai buni din Europa, nu e ușor să depășești acest moment. Da, cu siguranță a fost un al 12-lea jucător, era o atmosferă incendiară, pentru că nu puteai la 2-3 metri să vorbești cu colegul tău, să-i transmiți, vezi că vine sau sari tu, pleacă, nu puteai, era un vacarb extraordinar. Dar noi a trebuit să ne așteptăm. Ne așteptam și ne-am luat măsurile. Păi, și Naemi ne-a transmis un cuvânt extraordinar. Păi, în afară decât să ne bată, ce ar putea să ne facă? Și așa că a luat jocul nostru combinativ și a contracarat exact unde le-a fost doar mai rău. Nu cred că acest lucru ne-a împiedicat să ne facem jocul așa cum l-am gândit, sau mai bine spus, cum l-a gândit Naemi. Noi ne-am văzut de treaba noastră, cred că eram o echipă care nu putea să aibă o reacție negativă în funcție de tot ceea ce se întâmpla pe stadion. Sigur că mai sunt poate momente mai dificile, mai grele, în care suporterii, publicul ar putea influența soarta unui joc, dar nu cred că era cazul la noi. S-a jucat la Sevilla, dar stadionul a fost aproape plin cu suporteri ai Barcelonei. Mi-amintesc aproape totul, pregătirile dinainte de meci, după meci, nu aveau ca subiect final decât trofeul care va rămâne în Spania, va rămâne la echipa gazdă, cum s-ar spune, și în consecință au pregătit un dineu special la care era invitat chiar regele Spaniei. Au jucat atunci în alb, pentru că iată ce coincidență, culorile tradiționale ale Barcelonei erau tot roșu și albastru. A fost și acesta un handicap suplimentar față de celelalte pe care le-ați expus? Nu a fost niciun handicap acest lucru, pentru că Barcelona era echipa gazdă și trebuia să joace cu culorile lor tradiționale, atunci noi am fost obligați să jucăm cu în alb, dar vreau să vă spun că emoțiile și dorința de a câștiga acest trofeu i-a făcut pe băieți să nu mai țină cont de culori, pentru că a fost un meci foarte important și acest lucru, culorile, după părerea mea, nu a influențat cu nimic desfășurarea jocului. Nu, sincer, nu. Nu, ba din contră, pot spune că a creat o emulație, a fost un stimulent pentru noi. Mi-amintesc că într-adevăr am jucat în alb, au fost niște tricouri care au venit chiar în preajma, un echipament complet nou care a venit chiar în preajma finalei, dar din acest punct de vedere vă spun categoric că nu a fost ceva negativ, ne-a bucurat, a fost un stimulent care până la urmă a fost, să zic așa, a lucrat pentru noi. Bine, când ești pe teren, nu mai te gândești la culorile pe care le vezi în fața ochilor. Sigur că ne-am fi dorit cu toții să jucăm în echipamentul nostru, dar datorită faptului că ei jucau acasă, totuși cei de la UEFA au luat această hotărâre ca ei să joace în culorile lor tradiționale și noi să jucăm în culoarea albă. Sigur că acest alb, iată că până la urmă ne-a purtat noroc. Țin minte și acum că până la ora jocului poate trebuia să jucăm într-un echipament care ni-l ofereau cei de la Barcelona, dar în ziua jocului sau cu seară înaintea jocului au apărut echipamentele de la firma de echipament sportiv respectivă și am jucat în alb. O culoare care ne-a purtat noroc. Vreau să spun că echipamentul alb nu ne-a dezavantajat. Noi am venit pregătiți cu echipamentul nostru, dar nu n-a mai contat culoarea echipamentului sau echipamentul, a contat ceea ce am transmis noi în teren. Sigur că nu ne-a plăcut acest lucru. Culmea, eram gazde la ei acasă, pentru că a
așa a fost tragerea la sorți și trebuia noi să schimbăm culorile. Ținite și acum că tricourile albe au venit foarte târziu, chiar aveam un rând pregătit, un rând făcut în România aici la fabrica Apaca, dar arătau groaznic cu niște anchiuri din alea până la burichi lungi, lăbărțate așa, adică ne gândeam, ne rugam să vină tricourile din Germania, pentru că dacă ar fi trebuit să jucăm cu acelea românești, arătam cred că groaznic. În fine, nu eram obișnuiți, e adevărat. Aici în România Dinamo juca mai mult în alb. Și într-adevăr, dacă mi-aduc aminte, erau tricouri albe, nu, cu dungi roșii parcă, nu? Parcă așa. Erau trei dungi roșii, da? Parcă. Da, pe mânecă. Și nu prea ne-a plăcut acest lucru, dar noi ne simțeam mult în teren, ne știam din priviri. De multe ori nici nu trebuia să aruncăm privirea prea departe, pentru că simțeam că colegul trebuie să fie în zonă și pasam în zona liberă unde știam că va fi. Erau niște mecanisme, niște automecanisme, niște relații de joc foarte bine puse la punct în acel moment. Și uite că pentru prima oară Steaua a jucat în alb și pentru prima oară a câștigat cupa campionilor europeni. Și pentru prima dată, probabil, v-ați întâlnit în carieră cu loteria asta rusească a penaltiurilor, nu? Da, la un asemenea nivel, sigur că cred că ne-am mai întâlnit până atunci, nu mai țin minte exact, poate într-un meci de cupă sau, dar nu ne așteptam la penaltiuri, deși noi am exersat așa la antrenamente, la una e să bați la antrenament și alta e să bați într-un meci atât de important. Emoțiile sunt de 1000 de ori mai mari. La antrenament te distrezi, mai faci și o fentă, mai... În schimb, la meci acolo, când știi că toți ochii sunt ațintiți pe tine și mai mult și toți românii care priveau la televizor, stăteau mulți dintre ei în genunchi, se rugau să fie gol, nu? Adică te gândești că în momentul ăla ai toată responsabilitatea pe umerii tăi, toată țara o ai pe umerii tăi. E foarte greu, emoțiile sunt foarte mari. Dar am avut și acolo, am avut noroc și am avut în primul rând un portar care a intrat și în cartea recordurilor, care eu nu știu nici în ziua de astăzi, nu înțeleg cum a putut să facă asemenea minuni, să apere 4 penaltiuri consecutive. El mi-a explicat de nu știu câte ori că deja tot sărbătorim acest trofeu deja de 31 de ani și mi-a explicat și ne-a explicat și știm cum a gândit fiecare lovitură, dar tot nu înțeleg cine l-a făcut sau de unde a fost inspirat, cine i-a transmis să fie atât de inspirat să plece în acele colțuri. Eu am trăit această experiență la 20 de ani cu Inter Milano cu Dinamo, când am câștigat în prelungiri, 3-2. Nu, la nivel internațional nu. Trebuie să recunosc că doar în competiția noastră internă am mai trecut până asemenea moment. Nu, la acest nivel în niciun caz. Pentru că datorită jocului pe care l-am prestat în meciurile... N-ați ajuns cu nimeni la penaltiuri. Nu am ajuns la penaltiuri, nici la prelungiri, așa că nu a fost cazul să exersăm foarte mult aceste lovituri de pedeapsă. Sigur că erau jucători care erau cu experiență foarte bogată și noi ne-am gândit în momentul în care am împins jocul spre prelungiri, pentru că trebuie să recunoaștem, au fost momente în care Barcelona au dominat și și-au creat câteva situații foarte bune de a marca, dar împingând jocul până spre prelungiri și loviturile de partajare, acolo era clar pentru noi că putem să ne gândim chiar la câștigarea trofeului, ținând cont de faptul că aveam jucători care executau foarte bine loviturile de penalti și mai ales faptul că Ducadam apăra foarte bine aceste lovituri și nu o spun acum, după ce el a reușit această mare performanță, o spun pentru faptul că știam acest lucru de la antrenamente și nu prea existau jucători în cadrul echipei care să câștige un pariu cu el la loviturile de 11 metri. Loviturile de la 11 metri a fost un moment extraordinar, mai ales că
A fost prima dată când s-a întâmplat acest lucru și tensiunea penaltilor, ați văzut dumneavoastră că și pe noi la început și pe cei de la Barcelona a făcut ca să se rateze primele 11 metri din partea lor. Bine că au venit acei tineri ai noștri care acum au îmbătrânit, au trecut 31 de ani, Lăcă și cu Balint. Și au reușit să marcheze. Bine că a fost Duca într-o zi extraordinară, într-o inspirație fantastică și a reușit să pareze cele patru lovituri și a intrat în istoria Cupei Campionilor ca portarul care a parat cele mai multe lovituri de pedeapsă. Dacă ați fi fost în teren, ați fi fost desemnat între cei cinci primi executanți? Nu eram un favorit, ca să spun așa, nu era un jucător care executa 11 metri. La penaltiuri ați avut emoții și dacă s-ar fi prelungit seriile, ați fi fost desemnat să executați? Vă duceați ca la o ghilotină să trageți de la 11 metri? Mai ales că rataseră Majaru și Bioloni, adică doi specialiști. Eu am avut moment de teamă după primul penalti al lui Miții, care era unul dintre unii executanți, dar era mai emotiv. Aveam probleme mereu, că aveam fești elastice, deja piciorul drept era, gheata era desfăcută. Nu eram pregătit să execut, dar câteva zile înainte, la teren, toată lumea a executat. Țin minte că Belo a rămas o jumătate de oră până să-i dea golul Ducadam, după aceea s-a schimbat cu stângaciul și tot n-a putut. S-a schimbat și a dat și cu stângul și cu dreptul și l-a ținut de Emi până a reușit să dea un gol. Dacă ar fi fost nevoie de o a șasea lovitură de pedeapsă la departajare, pentru că al cincilea era Bărbulescu, ar fi executat-o Anghel Iordănescu? Cu siguranță nu, și trebuie să fiu sincer cu noastră până la capăt. V-am spus că eram nepregătit să joc. Chiar cu o seară înainte de meci mi s-a spus că dacă va fi nevoie va trebui să intru. Am refuzat și în acea seară, deci nu mă pregătisem pentru așa ceva. Probabil că dacă se va ajungea și să la 11 lovitură trebuia să trageți. La 11 lovitură, probabil că atunci eram forțat să după Ducadam să execut și eu. Dar trebuie să fiu sincer până la capăt. Mi-a spus domnul Emery Kenney, m-a întrebat dacă doresc să trag, să execut, și am precizat că e mai bine să lăsăm jucătorii, cei care jucaseră, să zic așa, în toată perioada și care erau pregătiți pentru așa ceva. Cu toate că în întreaga carieră ați demonstrat că loviturile libere și mai ales cele de pedeapsă au fost apanajul dumneavoastră. Ați marcat o mulțime de goluri importante din faze fixe. Da, dar să fiu sincer, cred că am ratat la fel de multe lovituri de la 11 metri cât am ratat și lovituri libere de la 16 metri. Așa că frumoasă paralela asta. Dar să ne amintim că a fost un moment de inflexiune la acelei finale, pentru că Marius Lăcătuș este primul marcator după patru penaltiuri ratate consecutiv, și nu de oricine, de specialiști de la noi, de Majaru și de Bioloni. La fel, juc. Specialiști, dar spre finalul jocului nu prea mai vreau, când am ajuns la loviturile de departajare, nu prea vreau să mai execute unii dintre ei. Oricum, ați executat într-un mod atipic pentru tensiunea care era atunci. Ați șutat tare sub bara transversală. Bine, acum aș minți dacă aș spune că am vrut să dau așa. Sigur că după ce am văzut primele două lovituri ale noastre, ratate de Loții și de Miții, jucătorii care practic executau cel mai bine aceste lovituri de la 11 metri și am văzut că au fost apărate de portar, am preferat să execut în forță și am spus că decât să o apere portarul, prefer să meargă mingea în bară, să meargă în tribună, oriunde, numai să nu mi-o apere portarul. Și a ieșit cel mai spectaculos gol. A, bine, nu știu dacă cel mai spectaculos, dar a fost bine pentru moralul nostru, pentru că reușisem să spargem gheața și cred că acest lucru a dat încredere și jucătorilor care urmau să tragă de la noi din echipă aceste lovituri, mă refer la Gabi și la Ilie Bărbulescu. Care n-a mai apucat ultimul, Ilie Bărbulescu, și el un șutor de temut. Ați marcat golul decisiv
penaltiul de 2-0 și de Cupa Campionilor Europeni. Șut la colț cu fentă, după ce rataseră o mulțime de jucători mari. Ați gândit în vreun fel acea execuție sau așa a ieșit instinctual? Cu fentă vi s-a părut dumneavoastră, dar nu mai eu știu ce, cum îmi tremurau genunchii mie atunci. Nu, am plecat spre minge fără să mă gândesc la un colț anume, însă am simțit, am ridicat privirea înainte să lovesc mingea și am simțit că portarul deja pleacă în partea stângă, în stânga lui. Și în momentul acela am trimis mingea în partea dreaptă. Nu e un procedeu bun pentru a executa penalti, să privești portarul înainte, că am mai executat după aceea la fel și am ratat 3 consecutive în campionat. Dar așa s-a nimerit să fie. Încă o dată, eu eram toți, deja visam, eu nu mai știu cum am dreptat spre minge, cum am executat. Atâta țin de că am marcat gol și chiar mi s-a părut după aceea cât de ușor a fost, dar n-a fost așa, adică eu știu mai bine cum a fost. Bine, a fost un penalti decisiv executat, dar decisivă a fost apărarea lui celui de-a patrulea penalti a lui Ducadam. Asta a fost decisivă, că apoi, după ce a apărat al patrulea penalti, am fost practic declarat campion. Cum ați simțit intrarea surpriză a lui Puiu Iordănescu, care la rândul său în perioada de glorie a fost mare extremă? Pe stânga, cei drept, dar oricum mare extremă, post pe care l-ați ocupat în perioada de glorie și dumneavoastră, pe dreapta. Bine, noi în mare așa ne așteptam ca la un moment dat să intre pe teren. Și Neimi putea să intre? Neimi mai greu, era la o vârstă și nu prea se mai antrenase în ultimul timp. Neapuiu făcea antrenamente cu noi aproape zi de zi și datorită faptului că Tudorel nu a putut juca această finală datorită cumului de cartonașe, practic am fost puși în situația în care să fie trecut Neapuiu pe foaie pentru a avea 16 jucători și sigur că în momentul în care s-a apelat la el, eu cred că a făcut un joc extraordinar. La vârsta lui și la calitățile pe care Neapuiu le are, a demonstrat că a fost foarte util pe tot parcursul acestei campanii, nu numai ca și antrenor, ci și ca jucător în final. Mai ales că atunci intrase pentru un sfert de oră și a jucat mai mult de o repriză cu prelungiri cu tot, nu? Exact, nu, dar la calitățile care le avea nu se pune problema că nu ar putea să facă față jocului. După aceea a fost o discuție mai ne la locul ei, momentul în care, din câte știu eu, Neimi i-a cerut să execute și 11 metri. Neapoi probabil nu a dorit să facă acest lucru, pentru că undeva este normal vârsta, toată cariera pe care Neapoiu o avea și rezultatele pe care le obținuse atât la echipa de club cât și la echipa națională, sigur că puteau fi umbrite în momentul în care poate rata cel 11 metri și echipa pierdea. Și cred că acum, la această vârstă, noi care eram mai tineri realizăm mult mai bine de ce poate unii dintre jucători nu au dorit să execute. Nu am câștigat Cupa Campionilor din postura de jucător, dar am câștigat Cupa Campionilor din postura de antrenor, pentru că știți și dumneavoastră că la acel meci Iordănescu... Ați făcut rocadă. Da, Iordănescu a fost rezervat și jucat, a și intrat. Și ca eu să pot să stau pe bancă la un meci ca acesta, am fost trecut pe foaie în locul lui Iordănescu ca antrenor secund. Deci vă dați seama că pe bancă, din punctul meu de vedere, este mult mai greu decât în teren, pentru că vezi toate greșelile, ești... A fost o experiență extraordinară. Cei care au fost au bătut și cred că urma Iordănescu și... Bărbulescu ar fi fost al cincilea. Bărbulescu și după care... Da. Nici Iordănescu n-a vrut. Nu. Vă dați seama că tensiunea era extraordinară, el era și antrenor secund, era antrenor și... Nu, e bine cum s-a întâmplat așa. Pur și simplu, înainte de mei, nu am știut că Puiu Iordănescu o să fie pe banca de rezerve. Atunci s-a hotărât o zi, două înainte și am fost chiar mirați. Ceva am bănuit noi în perioada de pregătire de la Forban, pentru că se pregătea cu noi. Chiar de multe ori ne depășea la alergări și nu înțelegeam noi cam ce vrea să facă Iordănescu, dar uite că ne-a ajutat.
chiar vreau să menționez că eu personal nu-mi doream sub nicio formă să joc. Mai mult am fost împins în teren, împins de domnul Emelie Chenei. A fost o strategie pusă la cale de domnul Ienei, domnul Alexandrescu și domnul Valentin Ceaușescu. Ei au insistat, sub niciun motiv în acea perioadă nu mi-am dorit să joc, era firesc. Și dacă vă gândiți la faptul că mă lăsasem de 2 ani de zile, într-un final, cu o seară înainte de meci, chiar mi-aduc aminte, făceam datoria de antrenor secund, mergeam la jucători, discutam cu ei, anunțam programul, iar prietenul meu, Tudorel Stoica, a zis: nu, și așa nu te mai ascultăm, acum ești colegul nostru, mâine sigur ai să intri în teren. A fost o rocadă cu Tudorel Stoica, știindu-se faptul că el era suspendat după al doilea galben cu Anderlecht. S-a dorit ca să vin, dacă va fi nevoie, să vin cu ceva experiență, să vin cu ceva, să zic așa, mobilizare, să aduc mai mult curaj echipei dacă vor fi momente grele, momente delicate. Am intrat pentru 30 de minute și până la urmă, datorită regulamentului, datorită extra timpului care s-a alocat acestei finale, a trebuit să joc 60 de minute. Deja era prea mult pentru posibilitățile mele fizice. Vă așteptați că va merge 0-0 până la final și vor fi aceste prelungiri? Nu, chiar nu mă așteptam și din punctul ăsta de vedere, v-am precizat mai devreme, sincer, a fost un efort în plus pentru mine. E adevărat un efort care într-un final s-a încununat cu o mare bucurie. Dar, repet, acești jucători minunați au făcut totul să aducă în România cel mai important trofeu fotbalistic al continentului. Ei sunt cei care au dat totul, ei sunt cei care au dus echipa la finală, ei au câștigat finala în frunte cu Elmo Ducadar. A fost un șoc intrarea lui Anghel Iordănescu pentru coechipieri, dar pentru adversari. Cred că șocul l-am simțit eu. Eu am fost șocat și e normal să spun lucrul ăsta, dar probabil pentru băieți nu. Probabil că băieții au simțit în dimineața jocului că s-ar putea să fie ceva legat de o apariție surpriză. Dar cred că în ceea ce privește adversarul, într-adevăr, a fost un șoc. Și cred că nu s-așteptau, n-aveau de unde să mă cunoască, cred că nu le-a trecut în cap că poate să intre o băbăciune de 35 de ani. Cum s-a resimțit acest șoc al câștigării trofeului? Ați conștientizat amploarea performanței atunci, imediat, după ce ați ridicat deasupra capului cupa? Nu, no, atunci categoric nu. Am realizat. Eu unul cel puțin nu. Este o întrebare destul de delicată din punctul meu de vedere. Pe moment nu prea am realizat noi cam ce am făcut. Pe moment poate că emoțiile au fost mai puțin simțite. Chiar nu am simțit că am câștigat. Eram bucuroși, eram îmbătați de bucurie. Bucuria a fost imensă. Sigur, bucuria a fost enormă, dar probabil încă nu știam să reacționăm față de imensul succes pe care l-am obținut. Mi-am dat seama de valoarea și de importanța acestui trofeu, râvnit de foarte multe echipe, și nu aș vrea să trec neobservat și faptul că
În anul următor am reușit să câștigăm și Supercupa Europei, puteam să câștigăm și Cupa Intercontinentală, știți și dumneavoastră că Belodelic a marcat un gol valabil. Dar asta ar fi fost ceva fantastic, să putem să câștigăm toate cele trei trofee, dar și cu două trofee, pentru că Dinamo Kiev era o super echipă extraordinară, marea majoritate a jucătorilor erau aproape în echipa națională a URSS-ului, că atunci era URSS, deci am reușit să facem o performanță unică, care din păcate nu se va mai realiza niciodată în fotbalul românesc. După joc, țin minte că am fost la hotel, nu știu dacă am stat o oră jumate, două ore la masă, iar după aceea ne-am dus în camere. Am fost și cu soțiile, am primit și o sumă consistentă. Pentru cumpărături, nu? Pentru cumpărături, $500, țin minte și acum. Am avut și o diurnă substanțială, $2 pe zi, cum era atunci, dar ce-am simțit noi atunci pe moment, poate după am stat la masă, am închiriat un par de șampanie cu întreaga conducere și apoi nu am rezistat prea mult pentru că a trebuit să ne odihnim, pentru că a doua zi știam că ne întoarcem în țară. Am plecat la cumpărături, țin minte că am cumpărat un cărucior sport, $80, tocmai avea băiețelul meu 8 sau 9 luni. Văzând într-o țară capitalistă atâtea lucruri, s-au cam dus acești $500. E clar, un succes de asemenea proporții nu se poate digera în secunda imediat următoare. Cred însă că alta a fost trăirea și altfel v-ați simțit, desigur, atunci când aeronava a aterizat la Otopeni, iar oamenii făcuseră drum întins 15-20 de kilometri din capitală la oră de noapte ca să vă întâmpine pe voi, pe fotbaliști. E, cum ați coborât din avion cu un pasager în plus, cu Cupa Campionilor Europeni, și ați văzut așa aproape ca la Revoluție pe pista avionului? În momentul când am ajuns acasă, de-abia am conștientizat, să spunem așa, performanța pe care am făcut-o. Când am fost așteptați de cea mulțime de suporteri, de iubitori ai fotbalului, pentru că nu erau numai steliști, din câte am auzit eu, și atunci ne-am dat seama de tot ceea ce am realizat. Practic, bucuria a fost mai mare în momentul când am ajuns acasă și am ajuns în fața propriilor noștri suporteri. Acolo a fost cea mai mare emoție, pentru că să vezi o mare de oameni bucurându-se și cântând și fiind satisfăcuți de ceea ce am realizat. Într-adevăr, acolo ne-am dat seama că am reușit un lucru extraordinar. Am văzut o mare mulțime de oameni. Atunci chiar n-am realizat ce se întâmplă. Am conștientizat în momentul în care am aterizat la București, când am văzut câtă lume ne aștepta la aeroport. Și apoi zilele următoare, noi am avut și un meci pe stadionul 23 august de atunci, care s-a umplut și unde am prezentat trofeul, și atunci ne-am dat seama cât de mult am reușit, adică ceea ce am reușit noi în acea finală și câți români am făcut fericit. Practic în acei ani, când Steaua a avut niște rezultate extraordinare pe plan intern și european, s-au născut mulți suporteri, foarte mulți suporteri, adică copiii care erau atunci îndemnați de părinții lor să privească spre Steaua, să susțină Steaua, așa s-au născut foarte mulți dintre suporterii care există și astăzi. Pentru că, de fapt, echipa noastră a jucat și pentru suporterii ei, din cauza aceasta zic eu că a fost cea mai iubită echipă din România. Cred că nici la Revoluție n-a fost cea atunci. Și ne-au așteptat, am luat portavoce, am vorbit fiecare. Și Belo în sârbă sau în română? Belo mai dădea și în sârbă și în... ca și Loții, de fapt. Bine, Loții în maghiară. Da, erau doi italieni de... așa le spuneam. N-am simțit niciodată asemenea bucurie. Mergeai pe stradă și lumea venea să pună mâna pe tine, că ești tu cel care a câștigat Cupa Campionilor. Revăz și acum cu mare plăcere și cu mare emoție. Oamenii au fost fantastici. O manifestație spontană și cu foarte, foarte mulți oameni. Oamenii ne-au mulțumit și a fost ceva extraordinar. Mi-amintesc că am venit seara, am aterizat seara. Mi-amintesc că ne aștepta foarte multă lume la aeroportul Otopeni. A fost o privire de excepție. De fapt, iubitorii fotbalului, suporterii minunați ai Stelei,
au fost alături de echipa națională, de echipa Steaua, în număr extrem de mare. A fost o primire colosală. Și următoarea perioadă, acolo unde Steaua juca în țară, meciurile de campionat, sau chiar pe vechiul stadion 23 august, lumea a sărbătorit împreună cu noi și ne-a ovaționat pentru acest important trofeu. De altfel, cred eu că este cea mai importantă competiție câștigată de vreo echipă românească și cel mai important trofeu pe care l-a dobândit fotbalul românesc. Cum a fost apoi la club primirea celorlalți colegi când ați venit și când ați depus acest trofeu pe care l-avem și noi pe masă în vitrina cu celelalte efigii de valoare? Întotdeauna atunci erau relații foarte bune între toate secțiile care erau în cadrul clubului, mai ales aici vorbind de sportul pe echipe, și noi, cel puțin cei de la fotbal, aveam o relație foarte bună cu rugby-ul, cu basketul, cu handbalul, echipe care din când în când mai făceau și cantonamentele de pregătire împreună cu noi sau noi împreună cu ei la Forban, și sigur că s-a legat această prietenie foarte strânsă. Și noi participam la jocurile lor din campionat când aveam timpul necesar la dispoziție și la meciurile din cupele europene, și sigur că, cel puțin așa cred, și ei s-au bucurat de succesul pe care noi l-am obținut. Un succes care, după aceea, ați văzut, sau și înainte, a făcut ca chiar la handball echipa să ajungă din nou într-o finală de Cupa Campionilor, dacă nu mă înșel, după ce am câștigat noi Cupa Campionilor. În 89. Exact, din păcate nu au reușit să o câștige, dar cred că a fost un imbolt și pentru ceilalți sportivi din cadrul clubului. Și am demonstrat că, iată, chiar dacă poate nu eram considerați favoriți, în momentul când ajungi la acest nivel, valoarea pe care o ai poate să se impună în fața oricărui adversar. În vremea aceea, să știți că erau câteva secții foarte, foarte valoroase, începând cu handbalul, care noi în permanență făceam cantonamente împreună, să nu uităm luptele, foarte multe secții aveau sportivi valoroși în perioada aceea și aveau destule medalii. Ne simțeam ca niște colegi care număram trofeele, dar poate că aceasta, că este fotbalul, sportul rege, poate că era mai important. Dacă valoare, nu era așa mare diferență. Era o sărbătoare, eram foarte bun prieten cu jucătorii echipei de handbal, eram prieten cu jucătorii de la echipa de basket, eram prieten cu jucătorii de la secția de tenis. Vă spun sincer, era o sărbătoare generală. Ori de câte ori ne întâlneam, discutam despre trofeu, dar tot sincer să fiu, întotdeauna mai exista câte o glumiță în care spuneam: luați și voi un asemenea trofeu. Am fost primiți bine și la club, am fost decorat și de președintele țării, au fost foarte multe festivități de felicitări, să zic așa, din partea tuturor. Normal, meritate în acea perioadă. Oricum, nici nu prea s-a omorât lumea cu prea multe felicitări, că nu puteam să depășim o anumită persoană în acea perioadă. După urmă, ni s-a urcat la cap și nu era bine. Cum a fost traseul până la finala Cupei Campionilor Europeni? Pentru că multă lume, zic eu, are tendința de a se focaliza fix pe acel eveniment, însă la fel de importante au fost tururile cu Vaile, cu Honved, Budapesta, cu Sisi Lahti și, bineînțeles, semifinala cu Anderlecht Bruxelles. Artizanii au fost jucătorii, cei care au dus greu, așa cum a spus și dumneavoastră, toată perioada acestei competiții, și mă refer la meciurile grele care au fost până s-a ajuns la finala competiției. Și aș vrea să mai precizez că unul dintre oamenii care a construit acest succes este domnul general Emery Kenney și regretatul Ion Alexandrescu.
N-aș putea să trec cu vederea contribuția pe care a avut-o domnul Valentin Ceaușescu, care a fost în permanență lângă echipă. Revin, a fost o competiție grea, prin prisma faptului că am întâlnit adversari puternici. Coborâm un pic la întrebări ceva mai tehnice, mai ales că ați și vorbit de acea comunicare îngreunată de zgomotul de pe stadion. Apărarea a fost un punct forte al Stelei în campania respectivă și implicit în finală. Vă întreb de ce, pentru că dintre fundașii centrali era mai experimentat măcar ca vârstă decât Belodedici, decât colegul. A fost pregătită o apărare specială, mai ales că Barcelona avea, cum a avut dintotdeauna, niște atacanți de superclasă? N-am pregătit jocul numai pe apărare, pentru că și apărarea este o armă cu două tăișuri. Apărându-te, îi chem pe ei la joc și te sufocă. Am jucat acel joc al nostru de pase, printr-o posesie extraordinară, dar aveam pe cei doi mijlocași centrali, pe Tudorel și pe Tudorel Stoica și pe Beloni, care făceau extraordinar de bine faza de apărare și închideau jocul. Și până la urmă, dacă e să glumim, putem spune că Lăcătuș a fost cel mai bun apărător, măcar prin pericolul generat de la mijloc în sus, nu? Da, împreună cu Pițurcă au hărțuit în permanență apărarea adversă. Nu prea am avut așa șanse mari, pentru că aveau doi călăi, cum se spune, Alessanco și Geraldo, parcă. Dar, bine, limita sportivă, că nu au, erau profesioniști. Mai aveau pe un Schuster, aveau jucători extraordinari de buni, experimentați, un Victor, capitanul echipei naționale. Și, dar apărarea n-a fost așa de... sigur că ne-am apărat, am avut momente când ne-am și apărat, am și contraatacat, dar apărarea, sigur, a fost... Întreg angrenajul echipei a fost un punct forte, dar apărarea parcă a rezistat mai mult, să spun de asta. Care credeți că a fost punctul forte al Stelei împotriva Barcelonei în acea finală? Stăpânirea de sine, jocul de echipă? Punctul forte al echipei, din punctul meu de vedere, a fost nu numai la acel meci, ci tot timpul a fost valoarea jucătorilor în teren, exprimarea lor și, zic eu, un mare lucru și un mare avantaj pentru noi a fost faptul că a fost și este o prietenie extraordinară între componenții acelei echipe. Au fost 15-16 jucători de la începutul campaniei și până la sfârșit. Am și continuat în ritmul acesta, deci valoarea lotului și prietenia jucătorilor, cred că și lotului, când mă refer la lot, mă refer și a antrenorilor și a oamenilor care au fost în jurul echipei. O întrebare tehnică, dacă îmi permiteți. Ați fost extremă stângă. Cam ăsta a fost postul pe care v-ați consacrat în perioada de glorie sportivă, la echipa națională, la Steaua, în Cipru, în Grecia, când ați fost apoi. În finală, însă, rolul n-a fost chiar de extremă stângă. Ați fost dispus mai în mijlocul terenului. Să fiu sincer cu noastră, am debutat ca extremă stângă în fotbal mare, mă refer la echipa națională, dar rolul meu în fotbal, atât la Steaua cât și la echipa națională, a fost de mijlocaș. Un mijlocaș ofensiv, un mijlocaș de atac. Și în acel meci de la Sevilla am avut același rol, mijlocaș de atac, chiar dacă, eu știu, toată lumea s-a așteptat ca, sau își dorea ca Steaua să înscrie, n-a reușit nimeni decât cei pe care știți de la loviturile de la 11 metri. A fost un consum fizic mai mare decât la un meci obișnuit? Când v-ați cântărit apoi după finală, pierduseți mai multe kilograme decât la alte partide? Asta poate să răspunde cel care a fost la, nu mai țin minte, la antidoping, în permanență. Și n-ați fost dumneavoastră desemnat prin tragere la sorți, nu? Nu se lua prin tragere la sorți, se lua după cum cât aleargă. Mi se pare că a fost Marius Tăgătuș, mai țin minte, dar... Efortul a fost fantastic, pentru că a fost și o umiditate, stadionul avea o acustică extraordinară în care, v-am spus, testuri zero la un moment dat și presiunea mare. Dar uite că pregătim bine meciul, noi am rezistat și cu contra publicului și contra presiunii, tot prin jocul și prin experiența care câțiva totuși o aveam pe aceea.
numărul 13, prima dată purtat în carieră, atunci, în finală? Nu, nu, era un număr drag mie, un număr chiar, un noroc. Chiar dacă se spune că aduce ghinion, mie întotdeauna acest număr mi-a adus satisfacție. După Revoluția din 1989, ați plecat în Spania. Așa a fost să fie, un transfer la Oviedo. Bine, la Fiorentina și apoi ați ajuns și la Oviedo. Italia, dar după aceea am ajuns în Spania. Voiam să vă întreb de perioada spaniolă. Lumea își aducea aminte, suporterul clubului din Oviedo, își aducea aminte de Lăcătuș, câștigător al Cupei Campionilor Europeni în Spania, împotriva Barcelonei? Sigur că își aduceau aminte, dar cred că mai mult își aduceau aminte de meciurile echipei naționale jucate contra Spaniei. Și nu cred că în acea perioadă era jucător din echipa națională a României sau din echipa Stelei care să nu fie cunoscut în Spania, în Italia, în campionatele puternice din Europa. Sigur că perioada a fost foarte bună, o perioadă de acomodare care nu a durat foarte mult. Am fost primit foarte bine atât de suporteri cât și de conducători, antrenori, jucători. Pentru mine a fost o experiență foarte plăcută. După aceea, după 1989, ați jucat într-o perioadă a carierei, chiar ați agățat ghetele în cui de acolo, de la Burgos, din Spania. Își aduceau aminte suporterii de Balint, campion al Europei la nivel de cluburi cu Steaua în Spania, împotriva Barcelonei? Își aduceau aminte și am întâlnit destui care, după ce am cunoscut, fani de echipei noastre de la Burgos și, bineînțeles, și fani de Barcelona, pentru că acolo spaniolii sunt împărțiți cu Barcelona sau cu Real Madrid și pe urmă cu echipele din orășelele lor unde sunt și mi-au spus despre cât m-au înjurat în acea seară și pe mine și pe Ducanan și pe Lăcătu, pe toți. Da, zice, a, dar știi ce era în gura noastră atunci? Da, e normal, pe undeva era de înțeles, însă ei n-au uitat și eu cred că nu numai fanii Barcelonei, dar nici jucătorii care au fost atunci pe teren n-au uitat acea finală. Și acum, când se mai scrie despre finalele de Champions League câștigate de Barcelona sau pierdute, se amintește cu mare amărăciune de acel meci. Acum aș vrea să întrebăm și de campania în care s-a ajuns iar în finală la Barcelona cu Milanul pierdută. Țin minte două goluri care nu le poate uita nimeni, pe care nu le poate uita nimeni. Cel pe gheață, marcat împotriva lui Dasaev la Moscova, și aș vrea să rememorați cum ați patinat acolo și cum a ieșit șutul ăla din vole, când tribuna, dacă nu mă înșel eu, striga Șaibu, Șaibu să dea ei gol și a dat Lăcătuș gol la Moscova. Bine, nu prea înțelegeam ce strigau rușii în tribună. Important este că am reușit să ne calificăm, să trecem mai departe datorită și, eu știu, prestației care am avut-o pe teren, dar și, să spunem așa, încălțărilor pe care le-am avut special. La acel joc erau niște Adidas special cu care am jucat cu Juventus și care, cred eu, ne-au creat un mic avantaj în fața echipei gazdă, deși ei jucau acasă, nu au știut să profite de acest lucru. Nu a fost deloc ușor pentru că mi-au cam minte cu o seară înaintea jocului se făcuse chiar spre miezul nopții, chiar trecuse de miezul nopții și nu știam practic cu ce ne vom încălța a doua zi pentru că terenul era practic înghețat și datorită celor de la Federația Română care ne-au ajutat și ne-au trimis aceste Adidas și cu ventuze am putut să profităm de acest lucru și am obținut acel rezultat. Stabilitatea practic am avut-o mult mai mare pe teren decât jucătorii echipei gazdă. Sigur că execuția nu ți iese tot timpul. Sunt momente în joc în care trebuie să reacționezi într-o fracțiune de secundă. Așa am gândit atunci, am prins-o un șut, să spunem, perfect, care mă cert la surprins și pe desa. Și ați mai dat un gol, poate involuntar, cu Göteborg, am mai vorbit noi odată de asta. A fost simulare în careu sau n-a fost? Asta rămâne să ne spuneți de dumneavoastră. V-ați rostogolit, mingea ați lovit-o cu călcâiul fără să vreți, portarul suedez a fost surprins, a crezut că se acordă penalti și a lăsat mingea în poartă. Iar arbitrul, parcă tot un sovietic, dacă mi-aduc aminte bine, a indicat centrul și a fost 1-0 pentru Steaua în meciul cu IFK Göteborg. O simulare n-a fost în niciun caz. Deci a fost penalti. Mai revăzut acele faze de foarte multe ori și
Sunt sigur că arbitrul putea să acorde lovitură de la 11 metri. Sunt momente în fotbal, iată, când habar nu ai de execuțiile pe care poți să le faci, să le ai. Eu în acel moment mă uitam, era mingea în poartă, credeam că am atins-o, a ajuns mingea la Piții, Piții venea spre mine să se bucura că am marcat gol. Eram practic așa, era o... Da, nu știam cine a reușit să introducă mingea în poartă, dar important este că a reușit și de acea dată pe teren propriu un joc foarte, foarte bun și practic acel gol a deschis drumul spre calificare. Un mesaj pentru actualii suporteri, deoarece cumva suntem la un moment de restart al echipei de fotbal sub auspiciile Clubului Sportiv al Armatei. Eu sunt sigur că suporterii care au fost alături de această echipă și de Clubul Sportiv al Armatei vor fi în continuare alături de noi. Acum nu pot spune în ce... Eu știu ce număr de suporteri vom avea parte, care va fi proporția suporterilor, cum se vor împărți. Fiecare este liber să aleagă. Cert este faptul că această echipă care se va forma în vară și care sper eu că va începe campionatul din Liga a 4-a, are nevoie de susținere. Cu ei în tribună întotdeauna s-a demonstrat că echipa știe să se manifeste și să joace un fotbal foarte bun, lucru pe care ni-l dorim și noi. Cu cât vor fi mai mulți alături de noi, cu atât mai bine. Sigur că nu este deloc ușor, nu este deloc simplu. Foarte mulți suporteri sunt așa debusolați, încă nu știu încotro să o ia. Dar eu sper ca prin rezultatele pe care această echipă le va obține și dacă vom reuși să ajungem cât se poate de repede spre nivelul ligilor superioare, sigur că numărul suporterilor va crește de la an la an. Dacă vom reuși acest lucru, probabil până 2019, când se va inaugura și noul stadion, vom avea poate parte ca din nou stadionul din Ghencea să fie plin așa cum era pe vremea noastră. Și un mesaj către suporterii vechi și noi, ai clubului CSA Steaua, cât să fie alături de noi, pentru că vom face cu siguranță o mare echipă. Să fie alături de noua echipă, să vină la meci și să încurajeze, să fie alături și la bine și la rău, pentru că niște suporteri adevărați își încurajează echipa atunci când echipa are nevoie și când trece prin momente dificile. Și să dea Dumnezeu să vedem această echipă cât mai repede pe prima scenă fotbalistică. În primul rând aș vrea să spun că aș dori tuturor, în mod special Stelei, să mai câștige un asemenea trofeu sau să aducă în țară, indiferent că se numește Steaua, Dinamo, Rapid, Craiova sau oricine, Astra, să mai aducă un asemenea trofeu în România, pentru că performanța înseamnă fericire și bucurie. Să nu uităm și suporterilor, în general suporterii Stelei, pentru că Steaua a fost și este o echipă iubită de toată lumea. Este un brand. Steaua, acolo unde merge, atrage suporteri. Și din acest punct de vedere, trebuie să înțelegem cu toții că fotbal fără suporte, fără fani, nu se poate. Salut această inițiativă a clubului de a înființa sau a reînființa echipa de fotbal. Mă bucur că e unul dintre cei mai buni prieteni ai mei și foști colegi de la Steaua Lăcătuș se va ocupa de această echipă și mai sunt în preajmă tot așa foști mari fotbaliști ai clubului Steaua. Privesc cu nostalgie, sincer, spre acest moment. Aștept să fiu invitat la primul meci, de fapt chiar dacă nu voi fi invitat, tot o să vin, că vreau să-mi fac și un abonament, trebuie să fim aproape de această echipă, chiar dacă începe dintr-o ligă inferioară, nu e nicio problemă.
într-adevăr, această echipă se va numi Steaua, va avea emblema cu care am jucat noi, va avea culorile cu care am jucat și asta mă bucură cel mai mult, că va exista. Apoi vom vedea dacă va reuși să promoveze în prima ligă în câțiva ani sau nu, sau cum va fi. Important e că ea va exista și că va fi din nou în curtea armatei acolo unde a fost.